Da, ați nimerit bine, sunteți pe canalul meu de YouTube. De fapt, n-ați nimerit bine, știți unde să intrați. Mulțumesc pentru activitatea din weekend, ați dat like-uri, ați scris comentarii, mulțumesc, ați anunțat lumea. Bă, vedeți că Nicu Bende e pe YouTube, hai să ne abonăm, hai să aflăm de acolo ultimele noutăți. Vă rog frumos, dați de știre lumii, ne regăsim aici, povestim. Din comentariile pe care mi le scrieți, stabilim subiecte viitoare pe care să le dezbatem aici. Un like e binevenit, la fel și un share la postarea de pe Facebook. Și acolo ați fost foarte activi în acest weekend care tocmai a trecut. Dar să intrăm în subiect, să nu mai batem apa în piua. Scumbilor, cum ar zice Sorin Ovidiu Vântu, voi vă dați seama că în România niciun anotimp nu-și face apariția, nu-și face intrarea în scenă fără a avea vestitori? Da, este și poezia celebră, Vestitorii primăverii, nu? Așa apare primăvara, cu niște vestitori. Cine sunt vestitorii primăverii? Să vă aud. Ghioceii, viorelele, berzele, bormașinile. Bormașinile sunt vestitorii primăverii în România. Când ai auzit zgomot de bormașină, când vecinul își renovează apartamentul, știi că a venit primăvara. Un vestitor al primăverii, bormașina. Nici toamna nu intră așa în scenă pe negândite, că vezi o frunză, că vezi o brumă, nu? Cine sunt vestitorii toamnei? Roadele. Roadele, toamna te roade stomacul, te roade invidia, te roade invidia, că vezi că sunt alții care au fost mai mult în vacanțe în vara trecută, te roade invidia că alții au adunat mai multe roade, deși toamna intră frumos în viețile noastre. Vestitorii iernii? Hai să inventăm noi. Din păcate, iarna nu prea are vestitori, cât am stat și m-am gândit. Deși 15 decembrie, deși sunt minus 15 grade, deși busul ne anunță la meteo că o să ningă, iarna ne ia tot timpul prin surprindere. N-are vestitori. A doua sau a treia zi după ce șoselele, atâtea câte avem, sunt încărcate de zăpadă după ce se produc câteva zeci de accidente, bă, ne dăm seama că bă, a venit iarna. Ce să facem, deși aveam comandamentul stabilit din august, iarăși iarna ne-a luat prin surprindere. Și vara, că acum suntem în plină vară, un surâs în plină vară, cum era filmul ăla. Vara, cine sunt vestitorii sau vestitoarele verii? Sândăluțele masculine. Doamne Dumnezeule, eu când îi văd la stop, pe bărbați în toată firea, nu vrânceanu firea, în firea lor, fizică și mentală, cu sândăluțe maronii, negre, decupate, sub care se insinuează o șosetă flaușată de culoare închisă, îmi vine să o iau la fugă, un kilometru, doi, să nu mă prindă nimeni. Deci, sândăluțele masculine sunt vestitorii verii. Acum, ce să zic? Din păcate, vârsta a scăzut. Pe vremuri, sândăluțele cu șosete erau purtate de bărbați aici pe la 60 de ani. Acum am văzut și la 40 și la 50 de ani, ceea ce-i bai. Dom'le, când îți 30 de grade afară, îți iei pantaloni scurți. Bine că ăștia care poartă sândăluțe au pantaloni 3 sferturi. Restul de picior este acoperit de șosetă. Șoseta este în sândăluță. Dom'le, nu înțeleg faptul ăsta, ai 30 de grade afară, ai sândăluțe, de ce mai iei șoseta aia? La 30 de grade să porți șoseta cu sanda, nu sanda marin, deci la 30 de grade Celsius plus să porți sandale cu șosete, e ca și când ai avea masca pe față în spații libere. Aiurea, gratis, nașpa, degeaba. Degeaba. Pe de altă parte, dacă stăm bine să ne gândim, cei care poartă șosete, poate ne fac un bine, că își țin acolo, în plasă, rechinii. Că am mai văzut și situații de alea cu sândăluțe fără șosete, de te speri, rechinii, șarcul, parcă te prinde, mănâncă din asfalt, așa? Că na, bărbații nu au pedicură. Bărbații cam evită pedicura, așa a zis și Moris Munteanu. Păi decât să îți afișezi o pedicură făcută prost sau defăcută, mai bine iei niște șosete, dar nu orice șosete. Șosete roz, șosete mov bombon, șosete în trend cu anotimpul. Dar Dana Budeanu a fost tranșantă ca de obicei. Fătălăii poartă șosete cu sândăluțe. De-aia amețitele, bă, amețitele, nu se uită la voi.
Sandale cu șosete. Sandala. Ceva european, ceva mai fin. Șoseta. Tipic românesc. Păi da, când a venit Traian. Traian, când a venit să cucerească Dacia, era încălțat cu celebrele sandale romane. Dar când a ajuns aici, în munții noștri, și a văzut că-i frig repede, a cerut niște șosete croșetate de lână de pe la mătușa lui Burebista, ce mai rămăseseră prin cămară. Și uitați așa, din simbioza asta a sandalei romane cu ciorapul autentic românesc croșetat, s-a născut poporul român. Cam atâta, da? Despre, că nici nu mai știi ce subiecte să abordezi, că mereu subiectul zilei este COVID-ele. COVID-ele din videle. Iară cazuri, iară infectare, iară 20 de țări ne impun restricții la intrarea, la trecerea frontierei. Ba mai mult, frații noștri, prieteni și vecini de aici, de la Ungaria, de pe 15 iulie, bagă la noi în carantină. Dacă ai două teste negativuri timp de 48 de ore, ești ok, te lasă liber. Dacă ești pozitiv, 14 zile le faci forțat acolo la ei, acolo îți face vacanța. COVID-ul nu prea alege de ești bogat sau ești rege, de ești leu sau vărsător, deputat sau senator. Tanțoși barna, senatorul nu are de însecuime. Știți periodul ăla în martie când toată lumea stătea în casă. El ai luat bolidul sau bolidul, ai fugit la Bucureștiul. Stop, făcut poliția, tras în dreapta. Actele dumneavoastră. Păi nu vrem data acte, știți, luat amendă. Dar ce ai făcut? Ai depășit puțin viteză. Șemi problem, șemi boi. Grăbitare la București, simt așa eu că am COVID-ul. Trebuie să fac un test de COVID. Atunci când se făceau 20 de teste pe zi. Rita mai senator a băgat minciunica asta. Dar cum minciunica are picioarele scurți, acum s-a întâmplat să chiar faci COVID-ele. Tanțoș barna. Tanț în maghiar înseamnă dans. No? Dansează amu în carantină, domnule Borna. Sau Barna. Așa se întâmplă. Nu trebuie să-l pictăm pe pereți. Vine el dacă e să vină. Virusul, da? Nu stăm lângă virus. Spălat pe mâini, purtat mască în spații închise și distanțare socială. Practic de virus o iei la fugă. Dar știi cum să o iei la fugă? Cum a făcut-o domnul ăla din Craiova. O știre tare frumoasă. O știre, adică pentru unii frumoasă. Ci că într-un cartier din Craiova, un nene cu soția lui avea o casă. Cum era casa prea mare, la drum, într-o cameră au făcut o prăvălie. Nu știm ce vindeau acolo, dar se ocupa cu comerțul. În sfânta zi de duminică, domnul era în prăvălia din față. Doamna tribăluia până casă. La un moment dat, soțul lasă prăvălia, pune afară eticheta aia cu închis, revin imediat și se duce până în casă. Auzea el ceva dubios. A auzit el ce a auzit, dar ce a văzut? Muică! Muică! A lui nevastă, a lui nevastă, trântită, trântită, păstăpat, păstăpat, trântită. Și un nene, cam cărunt, cărunt el, la cap, cărunt pe păr, cu prazul. Cu prazul încerca să-i bage prazul în grădinuță. Încerca să-i implanteze prazul acolo, la știți voi unde. Mamă, și s-a enervat Olteanu. S-a enervat Olteanu încornorat. I-a luat la ăsta, la amant, dar nu se știe de cât timp era amant. I-a luat hainele și l-a scos afară pe stradă și i-a dat drumul. I-a dat catch and release, știi? Cum prins peștele, dar îi dai drumul după aia. Nu știu dacă l-o fi și pupat. I-a dat drumul pe stradă. Săracul, ăla prinsul, de frica bătăii, de frica nu știu ce, o luat-o. Tiptil, așa, cu pași mărunți, după aia tot mai vioi. Și ăsta, soțul, patronul prăvăliei, s-a urcat în mașină, a pornit manelele și îl filma. Probabil cu GoPro-ul pus pe corniță, el filma pe amorez. 3 km a mers omul, zici că era bichila a bebe. Băga 3 km, îl claxona oamenii, el nu le făcea cu mâna, că era cu mâna pe bănțelegi unde. 3 km a mers săracul până la cea mai apropiată benzinărie. Vă dați seama ce au zis aia din benzinărie când l-au văzut pe om? Că nu știa să facă plinul, să-i facă golul, nu știau cum e pompa. Dar totul e bine când se termină, asta e vorba românească. Cu simțul umorului, Oltenie, domnule. I-a dat omul pe stradă, el a fugit, că ce să mai zică? Dacă era în vas lui, la 3 zile cânta popa. Dacă era în Ardeal,
Îl lua acolo patronul de la prăvălie și pe Aman după ce termina treaba la muiere, o întreba, no, bine o fu, bine o fu, no, două ștompele de pălincă și să ne înșogorim. Vedeți de ce Marica vine cu prosopul lui la Cluj? Pentru că la Cluj se întâmplă numai lucruri frumoase. Domnul Boc a cerut bani de la Uniunea Europeană ca să ne facem metrou. Păi dacă avem metrou, știm o treabă. Dacă ai tu lucrul tău, nu te mai interesează absolut nimic. Cam atât pentru astăzi, o săptămână ușoară, o săptămână bună. Mulțumesc că ați intrat aici pe canalul meu de YouTube. Dați like, dați comentarii, dați subscribe. Spuneți prietenilor, cunoștinților, bă, vezi că și Bendea e pe YouTube, nu numai Abitalent, Vulpița și alte animale. Intrați la Bendea pe YouTube, abonați-vă, pentru că știți ce pierdeți dacă nu-l urmăriți. Mulțumesc de urmărire, v-am salutat și o zi superbisimă cu doi de S.